Salutare, dragilor! Bine ați venit la canalul meu! Întrebarea este, care-i treaba cu bombardieri ăștia? Ce înseamnă să fii bombardier? Aia e întrebarea. Bombardezi tot sau ce? Care-i faza cu bombardierii ăștia? Abar n-am. Știu că era unul bombardierul mai de mult, care acum e până America pe undeva. Avea numărul la mașină bombardierul. Asta de multă vreme. Care-i faza cu bombardierul? Noi suntem bombardieri. E ca și cum ai zice, bă, noi suntem bombalări. Înainte era faza asta. Bă, ce bombalău ăla. Acum ai bombardier. Eu așa văd. Bă, eu-s bombalău. Acum nu mai zici eu-s bombalău, eu-s bombardier. Bombalău însemna un fel de tâmpit. Bombardier probabil tot asta înseamnă. Eu sunt tâmpit bombardier. Eu sunt bombardier. Am văzut pe ceva, pe Mac parcă sau unde Dumnezeu. Au apărut pantalon bombardieri. Mă, frate, ce cuvânt e ăsta? Trebuie să îl învățăm și noi, să înțelegem ce îi. Încă nu știm. Eu pot să fac. Pot să folosesc cuvântul ăsta la altceva, poate. Știți cum zic? După părerea mea, bombardierii se consideră ea foștii cocalari, sau cum vreau să zic, cocalari și cocalari cei de fapt. Tot un fel de bombardier. Adică, exact bombardier. Cocalar exact bombardier și bombardier exact cocalar. Dar totuși ce e la cocalar? E același lucru cu bombardier, bineînțeles. Și ce e la bombardier atunci? E foarte simplu, același lucru cu cocalar. Deci un fel de cine mis eu, mai pe vorbele vechi, cine mis eu și un om care se dă în spectacol și un om care iese în evidență cu lucrurile materiale și cu imaginea și cu hainele, scoate în evidență hainele, lucrurile materiale. Adică mașini, case, așa, și cu cuceririle, cu femeile, bineînțeles. Banii femei. E un om care se laudă, de obicei, și lauda de sine nu miroase bine, cum se zice. Deci nu, bombardierii nu sunt modești deloc. La fel și cocalarii, specia cocalari, specia bombardieri. Nu. Îți nesimțiți, probabil. Asta îi definește. Niște nesimțiți, domnule. Adică ce vreau să zic? Că vorbesc urât, probabil, sau așa. Nu. Asta cred că e. Nu știu ce vorbesc, probabil. Asta ar defini. Bă, tu ești un bombardier, mă, du timp. Bă, dar cum pot să se numească, bă, pentru toți bombardierii? Salut! Aici e forța. Pentru toți bombardierii noi suntem. Yes! Toți frații mei bombardieri.
Dacă aș vedea un prost alăușe, un tâmpit, un idiot foarte, foarte mare, și aș sta de vorbă cu unul care nu îmi pierde vremea și nu prea am ce vorbi și deviază de la subiect. După mine, asta ar fi bombardier, unul care vorbești cu el ceva și el nu te urmărește și deviază de la subiect și intră în alte subiecte și nu-i tace gura niciodată și abia aștept să scap de el odată, să nu, și nici să nu te întâlnești cu el. După părerea mea, asta e bombardier. Că aș zice la alt prieten, bă, dar ce-i cu bombardierul ăsta? Cine-i bombardierul ăsta? Vai de capul lui. Bombardier. În schimb, cocalar ar fi un pic mai altceva pentru mine. Cocalar ar fi ceva... Unul care se scarpină în nas, scoate mucii din nas și aruncă pe stradă, îi întinde pe ce apucă, pe haine, să mănâncă așa ploscăit, poartă ochelari de soară așa, cu cămașul de aia, nu știu, pentru mine un cocalar ar fi un destrăbălat. Destrăbălat, aia, pentru mine aia înseamnă cocalar. Și faza cu aruncatul banilor și cu ăsta e mai... Poate ar fi cocalar la minte. Ca imagine ar fi cocalar, ce zic eu, că nu are bunele maniere. Și acolo un om care aruncă cu banii pe lăutar așa și se arată, eu am aruncat sau eu am donat ceva bani undeva, ăla e cocalar pentru mine. Așa că fiecare cum crede ce îi. Scrieți în comentarii ce credeți voi despre cocalar și bombardieri. Ce înseamnă? Ce înseamnă pentru voi? Pentru că nimeni încă nu știe o definiție. Așa că trebuie să folosim în felul nostru. Ceau!